Locatarii blocurilor din cartierul Policlinică sunt nemulțumiți că angajații firmei care se ocupă cu toaletarea copacilor îi masacrează de fapt. Oamenii spun că vor rămâne fără umbră și fără cadru verde din cauza primarului Nicolae Barbu, care vrea neapărat să taie pomii din zonă. Domnul primar Barbu a considerat că, având în vedere atâția pomi câți a plantat dânsul aici la noi în cartier, umblând cu lopata și cu găleata de apă, a sosit timpul să-i taie. De ce? Habar nu avem. Ca să rămânem noi fără umbră, fără oxigen, fără absolut un cadru verde, decât același ciment, gri, urât. Nu avem voie să protestăm în niciun caz. Mi se spune că nu am voie să stau pe terenul nostru, în fața la blocul nostru. Domnul primar Barbu ar trebui să ia seama la toate ruinele care sunt la 30 de metri față de liceul Tudor Vianu. Stă zidul să cadă pe copii. Mai e nevoie de câte colectivuri se întâmplă în România ca dânsul să ia o atitudine. Avem focar de infecție în centru, fostul meteor, fost pe domnul primar Barbu, acum înainte de alegeri, îl preocupă copacii noștri. Oare chiar așa nu avem dreptul să ne punem un copac în fața blocului? De ce dânsii îmi spun mie că trebuie să mă ia cu forța de aici? De ce dânsii îmi spun mie că îmi cheamă poliția în cazul în care nu mă deplasez? Nu am voie să-mi apăr copacul meu? Eu atâta știu în viață. Nu ești un om adevărat până nu pui un copac. Domnul Barbu, ca primar adevărat, oare câți copaci a plantat aici la noi? Vrea să fie ales? Unde e rodul muncii lui? Unde? Ăsta este dezastru acesta. Uitați-vă, aveam cei mai frumoși pomi din Giurgiu. Acum mi se spune că ăsta e frumos. Ruina aceasta. 3 metri de copac uscat, de tulpină uscată. Asta înseamnă frumusețe la domnul Barbu? Asta vrea să facă din orașul Giurgiu? Statul român cam asta dă prin primarul Barbu. Tăiem, tăiem. E mai greu să adăugăm sau să facem ceva pozitiv. De tăiat e foarte ușor. De tăiat să pricepe oricine. Vecinii mei ar vrea, săracii, să spună ceva. Dar când cineva, ca dânsul acela în roșu, vine și spune, fugi, pleacă că ți-am chemat poliția, că nu e de discutat, că eu sunt firmă particulară și că eu tai tot pentru că așa m-a tocmit domnul primar Barbu, cu cine să mai discuți? Cu cine să discuți? N-avem, nu ne-a întrebat nimeni. Domnul primar a venit vreodată să ne întrebe, mă, dar pomii ăștia au crescut ei de capul lor, a avut cineva grijă de ei? Uitați-vă și dumneavoastră, înainte nu se vedeau blocurile acelea de pomi. Acum, ce vedem? Pe cine vrea să... Pe dânsul când defilează acum toată ziua în cartier, după voturi, pentru că se apropie luna iunie? Asta vrea? Nu este pentru prima dată când toaletările copacilor din oraș stârnesc nemulțumirea giurgiuvenilor. În ultimii ani au fost tăiați fără discernământ foarte mulți arbori, iar bulevarde și zone intens circulate au rămas fără vegetație.